Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Sims 4. Haideți să ne jucăm și în acest episod. În episodul de astăzi vom juca cu familia Dynasty. Așa, haideți să dăm play. Am postat ieri și un tutorial în care puteți vedea cum se instalează Sims 4 și de Pirate Base, adică de pe Torrent sau direct, dacă aveți jocul original, de pe Origin. Așa, iar i-a dat pe ăștia afară. Și acum n-am mai făcut melodia de introducere, ca naiba. Și e 11. Și ăștia sunt obosiți maxim acum. Stai să o termin pe asta repu. Vai, ia uite că s-a stricat și toaleta. Nu, 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 trebuie și repară toaleta. Ăștia mici ce n-ai voie pune să facă? Ia uite frate, s-a stricat toată casa. Bă, scârbele naiba. Asta trebuie să rămână pe masă. Și acum vină și repară și aici, baie. Dar asta parcă e level 10 la skiller, nu? A, level 7? Ce naiba, avem impresia că e level 10 asta. Asta are nevoie pe la toaletă neapărat. Asta dă-te la asta la alta. Așa. Și a luat-o și foamea pe asta. Așa. Ce dracu, niște teme, dar nu le aveți făcute, mă? Stai să vedem, sper să nu se ducă. Bai, de cap, nu se duc și la școală. E, lasă că nu moare nimeni dacă o zi nu vă faceți temele. Stai să vedem asta ce are de făcut. Hai să băgăm la somn pe asta, deci cu ea am terminat. Asta ce are de făcut? Se duce la muncă în 17 ore. Deci am putea să-l punem la masă și pe asta. Open. Așa. Iar ăștia mici. Asta oprește-te cu joaca. Du-te și tu la toaletă, după care la masă. Iar ăsta mic, hai să-l punem repede să mănânce. Dar ar trebui să le facem și ziua de naștere. Da. La poștă n-avem nimic. Ce râs. Acum că stați la vorbă, hai treci și mănâncă. Hai, la somn. Sleep. Că fac că asta face curățenie asta mic. E așa că se strică asta. Ah, hai că nu s-a stricat, mă mir. Hai la toaletă, după care la somn. Ia treci mă și tu la toaletă. Hai, la somn. Vă culcați, voi mai târziu, dar asta e. Ce râs, mă, atâta? Deci ăștia mici pe la cât se duc la școală? La ora 8.
Ah, e perfect, le putem face un onomastic azi. Tocmai bine, ca o sa le putem face un onomastic. 4, 5, 6, 6, 30, 7, gata, ha. Ia sa dam. A, vad ca nu e foame la asta. Nici lui astia mici n-ar trebui sa le fie foame. Deci îi putem lăsa. Așa, asta ar avea nevoie la toaletă. Și o să o punem pe asta să facă un tort. Două torturi. Trebuie să o punem să facă, dar după ce mănâncă. Ce să e un toast? E că la asta chiar era foame. Ce, mă, n-ai dormit bine? Of, ce ai mai îmbătrânit și tu. Și avem iar aici ceva de spart. Să vedem ce găsim și aici. Două chiar. Asta este personajul cu care joacă prietena mea, Sims 4, Nadia Pilu. Și cu cine corespondează? 36 spun că corespondează cu un străin. Am să vă fac odată o prezentare și cu familia ei. Hai, mama, e termină mai repede de mâncat. Hai să o punem repede să gătească aici până și punem, să vedem ce torturi. Deci o să-i punem confeti. Dar nu știu dacă putem să punem două. A, nu poți să știi câte poți să pui. Facem două torturi la fel. 1252 pentru cărți. Treci la pipi, mă. După aia te băgând și pe tine la masă. Are ceva de stat asta în bucătărie acum. Trebuie să facă și pentru mâine dimineață mâncarea. Da, mie că ne mănâncă iar ăștia mâncarea la petrecere. Și măcar excelent, ia să vedem. Da. Bun. Asta are în 7 ore să duce la muncă, s-ar putea să nu prindă. Da, sigur, nu prinde o nouă. La 3. Sau stai de la 3, 2 ore prinde. Crazy. Și după aia trebuie să o pun să mai fac iară scramble eggs asta. În care de asta 4 porții, 2, asta e plină și asta, deci au mâncare pentru prânz.
Bine, asta fiind chelezni, nu prea arată că am bătrânit. Cât i-a trecut la asta, asta nu mai are mult și moare maica. Deci cred că trebuie să ne pregătim cât de curând și de mormântare. Asta e? Asta pleacă la muncă. Da, oricum trebuie să le facem ziua pentru că după aia iară cresc copiii și nu mai au tort. Să punem pe asta. La calculator. Play game, play Sims Forever mode. Asta, din păcate, gata, pleacă la muncă. Haide, hai. Să joacă asta aici. Au luat foc ce n-ai. Ia uite, ia uite, ia uite. Uite, până și în Sims-ul ăsta o și-aș lua, în genul n-avem. Ia stai, mă, gata, ia stai să-l punem pe ăsta să facă invitațiile. Plan a social event. Și dăm aici birthday party. Ziua la ăștia doi mici. Guest. Asta. 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 Și pe Crawford îl chemăm. Să nu fie chiar atât de mulți oameni. Pe ăștia nu-i mai chemăm de data asta. Mai să fie mai puțin așa. Bucătare, entertainer. N-avem nevoie. Sau aș fi luat și un mixologist. Cât? 250. Ah, hai că ne permite. Stai ca să trecem să punem repede. Parcă mai aveam barul ăla aici. Să nu mai dăm bani pe el. Ba, nu l-am vândut. Stai că îl punem repede acum. Punem acum repede un bar. Așa. Două scaune. Așa. Ia să vedem. Ia uite un fluture. De ce este supărați, fraților? Așa, haideți sus, hai, hai, hai. Aștia supărați, da. Nu vă s-o teme, de ce să vă fac asta? Asta este să scoatem noi torturile de pe masă.
Așa. Și hai să-l punem pe ăsta odată. Add a birthday candles. La fel și ăsta la alt mic. Hai, suflă în lumânări. Blow. Ia să vedem. Ia să vedem mai select. Așa, ce îl punem noi pe ăsta? Business Savvy. Așa. Genius, a rămas acolo și trebuie să mai punem încă o chestie, nu? Bookworm, romantic. Hai să punem romantic pe ăsta. Oh, ia uite cum arată asta. Asta e mai cu minte, cred. Și pe ăsta îl punem tot la business. Să fie și ăsta, să aibă două afaceri amândoi. Și îl punem bro pe ăsta. Call to meal. Uite, bă, că au crescut și băieții mari acum. Friendly. Nu stai, înapoi aici. Tell joke. O să fac cu amândoi. Ăsta e rapper. Ia doar și pe asta. Ia mai cum arată la micle. Aha, că sunteți bine. Iuze. Gata, nu mai mânca, lasă tortul pe masă. Du-te și fă treburile. Și să-l pune să cânte la instrumentul ăsta. Practice. Treci și tu la toaletă, băi. Așa. Drink. Asta am să-l punem aici, îl mai pune și pe ăsta să ia și la băutură. Că-i nebunește pe aia de cap acum. Dar de ce n-apare aici? Asta că dau așa, uite, să nu ești chiar de astea scumpe, că nu ne prea permitem bani. Băi, asta a plecat la muncă, go to work, gata, băi, du-te la muncă. Hai că uite de ce la lume acum. Ce mă, ți-ai luat două băuturi? Ia uite-l pe ăla ce bețivie. Așa. Have an adult, make a toast. Și nu e niciunul adult. Stai să vedem dacă pot să facă.
Ah, deci ai sedere anche Call to Me. Cine ar mai trebui cel puțin una. Play with asta aici. Mamă, ce mizerie s-a făcut. Sper să nu se strice chiuveta acum. Care telefon sună? Așa, deci tostul ăsta nu prea... Uite, exact ce e șansa și stricata. Firai tu să fii. Dacă scapă asta de la muncă la 9 seara, e târziu. Scapă târziu, târziu. Este, mă, s-a făcut și asta. Dar ne-ar mai trebui exact una aici. Young adult, young adult. Friendly. De ce nașpa că nu avem un adult să facă tostul? Că luam și noi aur aici. E, asta e. Asta ce e? Adult. Așa. Și asta tot e Young Adult. Exact până la 9 ține. Gata. Hai să vindem asta înapoi. Mama, asta e de în toate părțile. Și ne-a mâncată și... Una... Două... Oh. Două... Trei... Patru... Cinci... Ah, credem că faceți în toaletă acolo. Stai să o pune repede să și mănânce ceva. Nu. No. Frații Bomba și Fitil, ce fac? Să-i punem pe ăsta aici odată. Iar astea fac că e somn, dar trebuie să-și facă duș. Să vedem, asta mai are nevoie de ceva. Hai, treci de fă și tu în duș. Asta trebuie neapărat, trebuie să o punem să facă fan aici. Nu, 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 ia uite-te. Dădeam flirty. Uite ce de curat este asta, mă. Asta e să pun și pe asta. Mai treci de mănâncă.
Așa. Și după ce mănâncă, îl punem să-și facă un duș. După aia, oh, trebuie să deschimbăm paturile. Da, bine, asta vom face în următorul episod. Cam atât rămâne pentru acest episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe episoade cu această serie. Iar până data viitoare, toate cele bune, ciao!